Muzeul Castelul Corvinilor, Țara Hațegului, Conacularchia și Dinosaur World Transilvania sunt destinațiile intrate anul acesta în competiția națională pentru desemnarea celor mai frumoase locuri de vizitat în România. Susținerea destinațiilor preferate și implicita turismului în județul Hunedoara se poate face votând online pe site-ul destinațiaanului.ro. Competiția anuală de interes național promovează cele mai frumoase destinații ale României, iar perioada de vot continuă până pe 7 aprilie. În prima săptămână, peste 100.000 de voturi au fost exprimate deja pentru destinațiile înscrise în concurs. Situația este una extrem de strânsă între cele 60 de finaliste, cu bătălii intense pentru primele poziții la cele 9 categorii stabilite, deci cu posibilitatea ca oricare dintre destinațiile înscrise să revendice un loc pe podium. Cea mai disputată categorie este atracții culturale educative, în acest moment înregistrându-se o diferență de mai puțin de 100 de voturi între deținătoarele primelor trei locuri din clasament, respectiv Palatul Culturii Iași, Cetatea de Scaun a Sucevei și Castelul Corvinilor.